Bună seara, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare. Dragilor, vin astăzi la dumneavoastră cu o etalare pe plan sentimental și vreau să răspund la o simplă întrebare. Ce este în mintea persoanei speciale, persoana din inima, din mintea dumneavoastră, în momentul în care voi vedeți acest clip? Ok, așadar. Vreau ca în momentul acesta să vă gândiți la persoana respectivă, să vă eliberați mintea de toate lucrurile pe care le gândiți dumneavoastră, da? Pentru a elibera mintea persoanei respective și a avea o cât mai bună, să zic așa, ghidare din punct de vedere energetic către persoana respectivă. Așadar, eliberați-vă mintea, gândiți-vă doar la această persoană și cam ce ar gândi această persoană în acest moment, bineînțeles, în legătură cu voi și despre relația voastră. Sunteți gata? Haideți să începem această etalare. Da, avem aici îngerașul cu noi, iar acum voi încerca să eliberez etalarea de orice gânduri negative și orice lucruri negative și energii negative care pot fi în jurul acestei etalări, în jurul energiei dumneavoastră sau a persoanei la care voi vă gândiți. Așadar, haideți să începem această etalare. Ok, perfect. Bun, dragilor. Haideți să vedem, gândiți-vă doar la persoana aceasta și să vedem ce gândește această persoană în momentul de față, ce este mintea sa, bineînțeles, vis-a-vis de voi și această relație, această conexiune. Pentru mulți văd că încearcă să-și ceară scuze această persoană, încearcă să vă ceară iertare pentru că își dă seama că are sentimente pentru voi, da? Dar haideți să vedem despre ce este vorba. Să-mi arătați acum, în acest moment, ce este în mintea persoanei acesteia. Sunt foarte multe cărți, o să iau doar cărțile astea care se întorc. Ce este în mintea acestei persoane, ce gândește această persoană despre telespectatorii mei, despre abonații mei, ce gândește în acest moment persoana aceasta. Haideți să vedem ce gândește această persoană. Mai sunt mesaje pentru telespectatorii mei, ce ar trebui ei să știe despre persoana lor. Ce gândește această persoană, ce este în mintea acestei persoane. Ok, perfect. Ok. Bun, dragii mei, haideți să vedem. În primul rând, văd aici că încearcă să nu se gândească la voi, da? Încearcă să vă uite, încearcă să-și distragă atenția cu orice altceva, numai să nu se gândească la dumneavoastră. De ce? Pentru că îi se pare o nebunie. Îi se pare o nebunie relația cu voi, îi se pare că ar fi mai bine dacă fiecare v-ați vedea de drumul dumneavoastră, pentru că oricum sunteți de mult separați, de mult nu vă mai vorbiți, da? Găsește această distanță care s-a creat între voi o piedică foarte mare în momentul în care voi vedeți acest videoclip. După care persoana asta se răzgândește și se gândește că de fapt a fugit din cauza faptului că este un laș sau o lașă, că nu a avut curajul să accepte sentimentele pe care le-a dezvoltat pe parcurs pentru voi și nu a avut oarecum responsabilitatea să vă ofere ceva stabil. Și mai bine s-a jucat un pic
cu sentimentele voastre, cu relația aceasta, ne luând-o în serios, să zic. Însă, de fapt, asta pentru că nu vroia să vă piardă dumneavoastră timpul, știindu-se pe el sau pe ea, da, cunoscându-se, și a spus mai bine nu îi pierd timpul. Însă, foarte rapid persoana aceasta a dezvoltat sentimente de iubire pentru voi. Și nu a crezut că este posibil. În primul rând, nu a crezut acest lucru, dar și-a dat seama, dată ce voi ați dispărut din viața sa, nu mai faceți parte din anturajul său emoțional. Și atunci, respectivul sau respectiva și-a dat seama că vă iubește. Iar în mintea sa, în momentul de față, indiferent că își distrează atenția cu tot felul de alte lucruri, numai să nu se gândească la voi, respectiva persoană nu poate să mai ducă această luptă, nu mai poate continua și vrea să recunoască că s-a jucat cu sentimentele voastre, de aceea v-am zis că vrea să-și ceară scuze, vrea să-și ceară iertare și să-și exprime sentimentele, venind cu această ofertă de iubire. Poate nu o să vă spună te iubesc, dar o să facă în așa fel încât voi să îl doriți înapoi sau să o doriți înapoi. Acțiunile sale sunt îndreptate în momentul de față către această ofertă de iubire. Își gândește la această ofertă. Însă există un însă aici legat de această ofertă pe care simt și trebuie să vă spun. Nu știe dacă voi mai împărtășiți aceleași sentimente, nu știe dacă voi sunteți la fel de deschiși să îl primiți înapoi sau să o primiți înapoi. Are în momentul de față anumite dubii și anumite întrebări, se chestionează foarte mult în această direcție, această persoană. De ce respectiv sau respectiva în sfârșit recunoaște cu voce tare, pentru că a știut de la bun început această joacă, a știut ce face, a știut despre ce este vorba, dar de ce recunoaște tocmai acum și de ce vine acum? Da, odată pentru faptul că vă iubește, dar pentru că a lucrat foarte mult la interiorul său. Evoluția persoanei acesteia, aș putea să vă spun că este una remarcabilă, dragii mei. Una remarcabilă în care a reușit să iasă la suprafață și să scoată la suprafață partea sa bună, partea sa luminoasă și să lase jos partea întunecată, luptându-se cu acele energii negative din interiorul său și influențe exterioare. Se gândește să vă transmită energia aceea de totuși să mai rezistați, să rezistați încă fără el sau ea, căci va reveni. În mintea sa, în momentul acesta, este oarecum această întrebare, o întrebare importantă. Uneori simte energia voastră că ați mai rezista, alteori nu. De ce? Pentru că știe că voi ați învățat să vă iubiți și ce înseamnă asta pentru o persoană asta, înseamnă să vă valorificați, să știți ceea ce vă doriți, să nu mai acceptați jumătate de măsură sau să acceptați acest du-te vino, acest ciclu repetitiv. Și de aceea își spune, oare mai rezistați? Mai rezistați gândindu-vă la el, da, sau la ea, pentru că aveți nevoie de iubire voi și știe lucrul acesta și știe cât de mult v-a rănit, este conștient sau conștientă de acest lucru, dar are impresia uneori despre voi că ați renunțat să îl mai așteptați sau să o mai așteptați, ați renunțat să depuneți eforturi, energetic vorbind,
pentru că știți că există posibilitatea, de fapt, voi ați renunțat asta pentru că aveați din nou posibilitatea să suferiți, iar el sau ea știe lucrul acesta. Și de asta se întreabă în momentul acesta, oare rezistați, mai așteptați, pentru că își dă seama că mai bine ați renunța la el sau la ea și chiar dacă acest lucru este dureros decât să rămâneți în sentimentul acesta de așteptare, pentru că și acest sentiment este la fel de dureros. Petrece foarte mult timp singur sau singură, chiar dacă este în prezența altor persoane, mintea sa sau energetic vorbind, această persoană este singură în momentul de față și își acordă acest timp de singurătate. Poate chiar nu mai este atât de activ pe rețele de socializare, poate nu mai este activ sau activă în cercul său de prieteni sau în anturajul său, în familia sa, etc., pentru că are nevoie să-și balanceze emoțiile. Roșul acesta este legat de emoții și de sentimentul acesta pe care îl are vis-a-vis de lupta pe care o dă între această ofertă și conștiința faptului că s-a jucat cu sentimentele voastre. Cum să mai vină cu această ofertă când a jucat și a nenorocit orice urmă de iubire din partea dumneavoastră prin suferința pe care v-a creat-o, distanțându-se și creând oarecum indiferență, răceală și neimplicare. Și atunci, și acest moment de singurătate pentru a se înțelege, da? Este și normal, dar și pentru a alege, pentru a alege ce face. Depune eforturi să vină cu această ofertă clară de iubire, pentru că, da, vă iubește. Și chiar dacă acest lucru este cu riscul ca voi să îl refuzați sau să o refuzați, sau în continuare să joace aceeași carte de persoană irresponsabilă, indiferentă, rece și distantă, instabilă emoțional. Deci, așa cum v-am zis, persoana voastră în momentul actual, când voi vedeți clipul, este în fața unei alegeri. Este în fața unei alegeri, are o decizie importantă de luat și vrea să ia decizia cea mai bună ca să nu o regrete și ca să nu vă facă pe voi să suferiți. Pentru că acum, în sfârșit, decizia sa este legată de voi doi. Până acum, ceea ce a decis această persoană a fost doar pentru el sau ea, pentru propriul său interes, dar nu pentru un întreg. De data aceasta se gândește la această uniune, se gândește la voi doi. Ok, interesant. Haideți să vedem ce mai putem afla mai departe despre cum ar dori această persoană să îndrepte lucrurile. Am înțeles că vrea să vină cu această ofertă, că are această alegere de făcut importantă pentru ca să nu regrete mai târziu că nu a luat această decizie, că nu a făcut nimic și așa mai departe. Dar să vedem mai multe despre această ofertă. Clar vine cu ofertă, clar, clar. Deci clar aici vine cu ofertă. Se întoarce. Deci se întoarce. Dacă până acum persoana asta v-a întors spatele, uitați-vă acum, respectivul sau respectiva se întoarce în viața dumneavoastră. Se întoarce așa distrus, plouat sau plouată, în orice caz transformată. Persoana asta nu mai este ce a fost. Uitați-vă, hainele sale, în ghilimele vorbim metaforic, dar doar ca să înțelegeți transformarea acestei persoane. Deci se întoarce. Se întoarce pentru că locul unde s-a dus
nu a fost un loc bun sau decizia pe care a luat-o nu a fost bună și se întoarce. De ce? Pentru că are această ofertă clară de iubire. Vine către voi cu această cupă clară. Clară. O conversație pe care a blocat-o. Această persoană a blocat conversația cu dumneavoastră. Conversații care îi făceau bine, da? Îi făceau bine, vă făcea bine, fie că ascultați o anumită melodie, vă trimiteați texte sau de asemenea văd imagini, da? Fotografii, dar vine, vedeți, cu această ofertă, dar știe că a blocat relația, în primul rând a blocat comunicarea. Ups. A blocat această comunicare, această ofertă vrea să o reevaluează. Vedeți, aceasta este cartea morții, dar este dreaptă, nu este întoarsă așa. Când persoana asta este dezinteresată, sentimentele sunt înghețate, aici încearcă să reînvie, încearcă să... Cartea vorbește despre nou început, aici este sfârșitul. Okay? Iar acum își dorește acest nou început, deci partea pozitivă din arcana majoră, moartea, își dorește un nou început. Wow! Uitați-vă, dragii mei, această ofertă a sul de cupe, ofertă de iubire, ofertă de stabilitate, ofertă un nou început pe plan sentimental cu voi și alături de voi într-o relație, se pare, oficială. Wow, dragii mei! Deci până acum relația aceasta nu a fost oficială, iată că de data aceasta ceea ce vă oferă este oficializarea chiar acestei relații, poate chiar primiți o cerere în căsătorie, de ce nu, sau oferta din partea persoanei acesteia este una care duce către responsabilitate clar. Și este important pentru persoana asta, pentru că sunt arcane majore aici, dragii mei. Wow! Foarte frumos! Foarte frumos! Foarte frumos! E extraordinar de frumos! Deci iată care ce încearcă să facă această persoană, un plan bine pus la punct, știe clar ce are de făcut, ce vrea să vă spună, ce vrea să vă expună dumneavoastră. În primul rând, parcă v-ar spune să nu-i mai ascultați sau v-ar spune să nu mai ascultați pe nimeni din anturajul dumneavoastră și de asemenea acest lucru l-a făcut și el deja, da? Să nu mai asculte pe alții, nu știu despre ce este vorba. Ups, ok. Suflete pereche, da? Și asta gândește. Mi vorbește despre o perioadă de 5 luni de zile în care o altă persoană ar perturba relația dumneavoastră. Luna august e importantă pentru câțiva și să știți că de aici în chiar 5 luni de zile sau poate în august vor exista schimbări pozitive vis-a-vis de energia pe care această persoană vă oferă. Însă cel mai mult văd că în timp de 4 zile această persoană va veni către dumneavoastră. Această persoană este gata să facă această ofertă de dragoste, dragii mei, această ofertă de iubire. Wow! Dragii mei, nu ne rămâne altceva decât să vedem care este mișcarea acestei persoane, cum vine către dumneavoastră și să credeți în această mișcare. Acestea au fost mesajele transmise de cărțile de tarot și oracol în această seară, zi la dumneavoastră, nu știu cum este. Vă doresc tot binele din lume și sper să ne revedem cu drag la alte etalări la fel de frumoase. Dragii mei, la revedere, vă las cu bine, la revedere!